Ai ajuns la concluzia că îți dorești să faci meseria asta, te atrage de foarte mult timp, ai văzut sau ai mulți prieteni în domeniu, ai văzut că la un moment dat au ajuns să câștige destul de mulți bani și te-ar încânta treaba asta și ai vrea să profesezi. Problema este dacă ești făcut pentru treaba asta, pentru că meseria de frizer în anul 2021, în anul în care noi suntem, știm cu toții că acest domeniu a evoluat foarte mult, iar în momentul de față să începi să câștigi o bază de clienți, să începi să câștigi destul de mulți bani din acest domeniu, să te poți întreține doar din frizerie sau coafor, să-ți poți întreține familia, trebuie să ai anumite calități dezvoltate pe lângă partea practică. Adică, de exemplu, vorbesc de frizeri. Dacă tunzi pe lângă partea de frizerie, bineînțeles că aia trebuie să fie primordială, calitatea serviciilor tale trebuie să fie ireproșabilă. În momentul în care îți dorești să ai rezultate foarte bune și clienții să te aprecieze, trebuie să fii și o foarte bună persoană, ca și om, ca și comportament, ca și atitudinea ta. Trebuie să fie foarte bună în momentul în care relația ta cu clientul să fie una foarte bună. Poți avea cel mai bun serviciu din lume, poți face o tunsoare de nota 10. Dacă acel client a venit pe scaunul tău și nu s-a simțit confortabil, poate a fost jenat de anumite situații sau anumite întrebări puse de tine, care pe el l-au deranjat, îți garantez că acel client nu se va mai întoarce la tine doar din acest fapt, pentru că nu s-a simțit chiar relaxat sau nu s-a simțit în largul lui. În al doilea rând, îți spun că primii ani de frizerie sunt cei mai grei. Probabil că în fiecare domeniu, primii ani știm cu toții că sunt cei mai grei, dar să rămânem la domeniul nostru. Spun asta pentru că mulți, chiar dacă eu personal mă apropii, școala noastră, academia, se apropie de 300 de cursanți care au absolvit cursul nostru și cu toate că au primit toate informațiile necesare, mulți dintre ei sunt ferm convins că nu mai practică această meserie, din pricina faptului că unii nu au răbdare. Nu au răbdare, vor totul pe rapid, vor să câștige bani, dacă se poate, un salariu de 1000 de euro din prima lună, ceea ce vă spun că în 95% din cazuri este imposibil. Trebuie să ai răbdare, sugerez la început, dacă se poate, să nu renunți la locul tău de muncă până vei începe să îți câștigi niște bănuți decenți din această meserie, pentru că știm cu toții că mai ai nevoie să te întreții, trebuie să mai faci față cheltuielilor și după cum bine știm sau vă spun din experiența mea, sunt situații în care din frizerie în primele luni se câștigă foarte, foarte puțini bani. Dar asta nu ar trebui să fie în mintea ta, pentru că în primele 6 luni, să spun așa, mintea ta ar trebui să fie doar la dezvoltare, ar trebui să-ți îmbunătățești foarte mult calitatea serviciilor, ar trebui să-ți îmbunătățești foarte mult timpul alocat serviciului. Dacă la început stai o oră jumate, chiar 2 ore la o tunsoare, ușor, ușor ar trebui să-ți îmbunătățești această treabă și odată cu experiența îți va veni sau va trebui să îți îmbunătățești și relația ta cu clientul, să știi ce discuții trebuie să poți cu clientul, să poți purta o discuție cu el în timp ce îl tunzi. Sunt foarte, foarte mulți factori care tu ar trebui să-i pui foarte bine la punct până în momentul în care vei stăpâni foarte bine această meserie, vei ști să ai o relație foarte bună cu clientul. Sugerez să faci acest lucru dacă vrei să micșorezi oarecum perioada de ucenicie și să începi să fii la scaun, să începi să câștigi bani. Trebuie să ai o disponibilitate la muncă destul de mare. Dacă se poate, încearcă să fii prezent în salon 7 zile din 7 dacă acesta este deschis. Sunt cei mai importanți ani pentru voi ca începători, iar cu cât vei petrece mai mult timp într-un salon, cu cât vei face mai multă practică, cu atât șansele tale de reușite vor fi mult mai mari și mai rapide. Față de cineva care ar lucra o zi cu zi sau, eu știu, ar vrea un liber, 2 libere pe săptămână, vei avea mai multe șanse. Este primordial sau pentru voi primii ani sunt cei mai importanți pentru că atunci vă veți forma clientela, veți încerca să formați o bază solidă, iar mai departe, dacă aveți gânduri de deschidere a unui salon, să vă deschideți propria voastră afacere, vă spun că este imposibil să o țineți la suprafață dacă nu veți avea o bază de clienți. Dacă ai banii cash de deschis, este foarte ușor să îți deschizi un business. Problema este ce facem mai departe după ce l-am deschis, cum îl voi conduce, cum îmi voi susține cheltuielile.
dacă am experiența necesară și abilitățile necesare să pot să țin un salon la suprafață, fie el și foarte micuț, cu 2-3 scaune, să știți că sunt destule cheltuieli la final de lună pe care mulți dintre voi nu le anticipați și nu vi le puneți pe foaie dinainte. Așa că în momentul în care ești angajat, încearcă să te implici și pe partea de conducere. Încearcă să furi foarte multe de la angajatorul tău, să te pregătești ușor-ușor până în momentul în care vei ajunge să ai propria ta afacere. Noi, ca și Academie, ca și școală, ne mulțumim și ne mândrim cu faptul că am ajuns cea mai căutată școală din tot județul. Oferim cursanților noștri, pe lângă partea de teorie, care este foarte importantă, oferim și acces la un curs online creat 100% de mine, cu tunsori pe care ei ar trebui sau pe care ei le vor realiza în saloane, unde ai absolut totul explicat, le oferim și sfaturi și îi învățăm ce să facă în momentul în care termină școala, ce ar putea să facă după jumătate de an, când este timpul să te perfecționezi, unde ai putea să mergi să te perfecționezi, pentru că eu personal, din cei 7 ani aproape de experiență pe care îi am în acest domeniu, pot spune că am trecut prin toate etapele, până am ajuns să am propriul meu business, până am ajuns să am propriul meu salon, până am ajuns să am academia mea care îmi poartă numele. Din experiența mea pot ajuta și îmi doresc din tot sufletul să ajut și pe alții, pentru că și eu la rândul meu venit dintr-un oraș foarte mic de lângă Constanța, în momentul în care am venit și am decis să mă apuc de această meserie, visurile mele au fost, oare cum să zic, nesimțit de mari, dar până în prezent tot ce mi-am propus, mi-am realizat. Nu există un secret anume pentru a atinge succesul mai rapid în acest domeniu sau pentru a-ți câștiga o bază de clienți mai rapid, clienți care la final de lună să te aducă un venit considerabil. Vă spun că singura chestie este ca voi să munciți foarte mult. Niște ani de sacrificiu, niște ani în care să vă dedicați foarte, foarte mult timp acestui domeniu, pentru că vă sugerez, dacă veți face treaba asta și veți încerca să vă îmbunătățiți de la zi la zi, de la lună la lună, cu siguranță la un moment dat veți ajunge să culegeți roadele. Vă spun din proprie experiență, în momentul în care vei fi serios cu frizeria, îi vei da totul și ea la rândul ei îți va aduce foarte multe satisfacții care pe tine cu siguranță te vor mulțumi și te vor face să te simți mândru în fața familiei, în fața prietenilor, în fața clienților tăi. Vei fi un om care și-a realizat tot ce și-a propus, un om respectat. Te salut și sper ca sfaturile mele să te ajute în continuare. Dacă ai întrebări sau sugestii de viitoare videouri, îmi poți scrie în comentarii, mă poți ajuta cu un like și cu un subscribe. Te salut!